dimineața tuturor și bine v-am găsit la sediul Asociației Promolex, aici unde intenționăm să prezentăm alte două documente de politici elaborate de Asociația Promolex în domeniul electoral. Pornind de la unele probleme cronice identificate în domeniul electoral, inclusiv observați în procesul de monitorizare a alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020, Asociația Promolex a elaborat 4 documente de politici relevante procesului electoral. Două documente dintre acestea au fost prezentate la data de 4 martie 2021 și în contextul evenimentului de astăzi vor fi prezentate alte două documente de politici. Primele două documente s-au referit la constituirea secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului și al doilea document a fost cu referire la colectarea semnăturilor în context pandemic pentru susținerea candidaților în alegeri sau pentru inițierea referendumului, unde au fost înaintate soluții și mecanisme alternative pentru colectarea semnăturilor. Astăzi vor fi prezentate alte două documente, și anume utilizarea resurselor administrative în campaniile electorale din Republica Moldova, unde autor am fost eu, Mariana Focșa, și al doilea document ține de lipsa unui mecanism clar de anulare a înregistrării concurenților electorali în cadrul alegerilor prezidențiale în baza prevederilor articolului 75 din codul electoral. Autorul al documentului este colega mea, Mihaela Duca Anghelici, care se află alături de mine. Documentele respective au fost elaborate imediat după perioada electorală pentru alegerile prezidențiale și până la prezentarea lor publică, acestea au fost prezentate în cadrul a 4 ateliere de lucru, unde documentele respective au fost analizate, evaluate și au fost înaintate recomandări în colaborare cu reprezentanții instituțiilor de stat, cu reprezentanții autorităților publice și experți din domeniul electoral. În rezultatul înaintării recomandărilor și comentariilor pe baza politicilor respective, au fost definitivate documentele finale, care au fost și sunt prezentate public. Documentele de politici au fost elaborate grație susținerii financiare oferite de Fundația Soros Moldova prin Departamentul Buna Guvernare în cadrul proiectului Monitorizarea alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020 și, de asemenea, datorită susținerii financiare oferite de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională prin programul Democrație, Transparență și Responsabilitate. În continuare voi prezenta concluziile și recomandările elaborate de asociație privind utilizarea resurselor administrative în campaniile electorale din Republica Moldova. Scopul documentului a fost de a analiza evoluția, impactul și cauza admiterii utilizării abuzive a resurselor administrative în alegeri cu înaintarea recomandărilor de remediere a situației identificate. Documentul este destinat spre atenția Parlamentului Republicii Moldova, Comisiei Electorale Centrale, partidele politice, concurenții electorali, angajații instituțiilor de stat, precum și altor părți interesate. La baza documentului respectiv au fost standardele internaționale, legislația națională în domeniul electoral, precum și relevantă resurselor administrative, rapoartele naționale și internaționale de observare a alegerilor, precum și alte documente cu referință la procesul electoral și resursele administrative. Pentru început, voi oferi definiția
detaliate sau mai bine zis după definiție ce înseamnă resursele administrative. Cea mai exhaustivă definiție a resurselor administrative a fost oferită de Comisia de la Veneția și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. Astfel, aceștia au definit resursele administrative drept resurse umane, financiare, în natură și alte resurse imateriale de care beneficiază demnitarii și funcționarii publici, care derivă din controlul acestora asupra sectorului public, și anume angajați, alocații financiare, acces la facilitățile publice, precum și beneficii sub forma prestigiului sau prezenței publice datorată funcției deținute și care se poate transforma în susținere politică sau altă formă de sprijin. Printr-un cuvânt, tot ceea ce ține de resursele statului, și anume instituții, adică ministerie, autorități publice, alte instituții de stat, angajați, finanțele publice, programele sociale implementate și executate de instituțiile statului, toate clădirile statului, bunurile materiale, mass media națională, toate acestea constituie resurse administrative. Pentru a înțelege corect utilizarea abuzivă a resurselor administrative, este foarte important să facem distincție dintre utilizarea resurselor administrative și utilizarea abuzivă a acestora. Ori, utilizarea resurselor administrative trebuie să fie permisă de lege, ceea ce implică o posibilitate legală de utilizare a resurselor administrative în timpul proceselor electorale, pentru buna funcționare a instituțiilor și cu condiția ca o astfel de utilizare să nu fie dedicată activităților de promovare electorală în calitate de candidat sau de promovare a unui anumit candidat. De cealaltă parte, utilizarea abuzivă a resurselor administrative trebuie să fie sancționată de lege din cauza că sunt utilizate ilegal resursele statului de către funcționarii publici sau demnitarii de stat în scop de promovare electorală. Fie promovarea personală în calitate de candidat, fie promovarea sau chiar denigrarea unui anumit candidat cu utilizarea resurselor statului. În graficul de imagine aveți posibilitatea să vedeți evoluția cazurilor de utilizare abuzivă a resurselor administrative în alegeri. Și aici putem constata că cele mai multe cazuri de utilizare abuzivă a resurselor administrative au fost constatate și observate în contextul desfășurării ultimilor alegeri generale din Republica Moldova. Și aici este vorba de alegerile parlamentare din 2019, alegerile locale generale din 2019 și alegerile prezidențiale din 2020. De ce este importantă analiza problematicii, trebuie să înțelegem care sunt consecințele acesteia. S-a constatat că utilizarea abuzivă a resurselor administrative în alegeri poate influența chiar rezultatul alegerilor. Și din ce cauză? Anume din cauza că utilizarea abuzivă a resurselor administrative încalcă principalele principii ale alegerilor libere și corecte. Și aici trebuie să menționăm, în primul rând, faptul că nu este asigurată neutralitatea și imparțialitatea. Ori standardele internaționale prevăd că niciun concurent electoral sau alegător nu trebuie să fie favorizat în alegeri de către instituțiile statului. Prin utilizarea abuzivă a resurselor administrative, însă, înțelegem că un anumit candidat neapărat va fi favorizat de instituțiile statului. De asemenea, nu este asigurată egalitatea șanselor. Și aici trebuie să menționăm că standardele internaționale prevăd că fiecare concurent trebuie să aibă aceleași șanse în cursa electorală, adică șanse egale pentru fiecare. Și aici instituțiile statului trebuie să garanteze aceste șanse egale pentru fiecare concurent prin adoptarea unei atitudini imparțiale față de toți concurenții și prin aplicarea aceleiași legislații în mod echitabil tuturor. Și nu în ultimul rând, trebuie să menționăm că prin utilizarea abuzivă a resurselor administrative,
este prejudiciată libertatea de formare a opiniei. Și aici este vorba de faptul că autoritățile statului trebuie să respecte obligațiunea de a fi neutre în scopul asigurării libertății alegătorilor de a-și forma o opinie corectă și informată privind activitatea obișnuită de administrare pe care o întreprinde autoritatea, precum și activitățile realizate intenționat pentru a culege avantaje electorale în perioada electorală. Am menționat despre numărul de cazuri de utilizare abuzivă în alegeri în ultimii 3 ani. În continuare, mă voi referi la direcțiile principale de utilizare a resurselor administrative observate în procesul electoral. Și aici, în primul rând, este vorba despre utilizarea instituțiilor statului în scopul promovării inițiativelor populare ce permit culegerea de avantaje electorale. Și aici ne amintim fiecare despre situația în care fie imediat înainte de începerea perioadei electorale sau chiar și în perioada electorală, partidele politice, să spunem chiar partidele politice, fiindcă în contextul alegerilor parlamentare, inițiativele sociale au fost anunțate chiar de partidul politic aflat la guvernare, sunt înaintate diverse inițiative sociale privind acordarea diferitor indemnizații, privind compensarea serviciilor oferite populației sau acordarea ajutoarelor financiare. Concomitent, chiar în perioada electorală, au fost adoptate și actele normative care să reglementeze aceste inițiative înaintate de partidul de la guvernare. Aceste forme de activități constituie utilizarea abuzivă a resurselor administrative în scop de promovare electorală. Și în opinia noastră, această categorie are cel mai mare impact în cazul în care situația socială-economică a populației este precară, iar delimitarea dintre stat și partid politic dispare. Și nu există o informare corectă a cetățenilor despre activitățile desfășurate de instituțiile statului și activitățile desfășurate de partidul politic. O a doua direcție de utilizare abuzivă a resurselor administrative este implicarea persoanelor cu funcții publice în activități de promovare electorală. Persoanele respective sunt implicate prin manifestarea susținerii de către aceștia a anumitor concurenți electorali sau chiar prin desfășurarea activităților de promovare electorală de către persoanele respective a anumitor concurenți electorali. Ca și direcția sau cazurile descrise anterior și în situația respectivă considerăm că impactul este considerabil, adică este impunător, din cauza că cetățenii, de asemenea, pot să asimileze un anumit candidat electoral cu instituțiile statului pe care acești funcționari publici le reprezintă. O altă direcție este asumarea meritelor pentru lucrările, serviciile de uz public implementate din bani publici. Și ne este familiară pentru toți situația în care concurenții electorali în perioada electorală devin foarte activi și participă la numeroase evenimente de lansare a diferitor lucrări sau servicii implementate pe banii publici. Aici vorbim de astfel de exemple ca lansarea rutelor de transport public sau darea în exploatare a unităților de transport public achiziționate pentru cetățeni, reparația drumurilor sau reparația clădirilor. Am observat că aceștia în perioada electorală sunt foarte activi și participă la astfel de evenimente, iar prin prezența lor la evenimentele respective, ei de fapt își asumă meritul pentru executarea lucrărilor respective, toate că acestea au fost implementate pe banii publici.
Și o ultimă direcție de utilizare abuzivă a resurselor administrative constituie desfășurarea întrunirilor electorale în cadrul instituțiilor de stat și cu angajații acestor instituții în timpul programului de lucru al acestora. Și aici, ca exemplu, sunt numeroasele cazuri în care întrunirile electorale sunt organizate în școli, grădinițe, spitale, în instituțiile statului, în timpul orelor de lucru a angajaților respectivi. Prin alte cuvinte, în loc să-și exercite atribuțiile de funcție, angajații instituțiilor respective sunt nevoiți sau poate benevol, însă participă la întrunirile electorale de promovare a anumitor candidați. Pentru a înțelege de ce sunt utilizate abuziv resursele administrative în alegeri, am analizat contextul electoral pentru a identifica lacunele. Și principalele documente identificate au fost codul electoral, codul contravențional și codul penal. Adică anume aceste documente fac referință la utilizarea resurselor administrative. Și care au fost problemele identificate. În cadrul codului electoral am constatat că lipsește o noțiune clară și exhaustivă a resurselor administrative. Cu toate că se face referință la faptul că candidații nu pot să utilizeze resursele administrative în campanie electorală, totuși o definiție clară a resurselor administrative, ceea ce acestea includ, nu există. De asemenea, am constatat că restricționarea utilizării abuzive a resurselor administrative este doar pentru perioada campaniei electorale. Ori, în procesele electorale, noi am observat și am raportat faptul că resursele administrative sunt utilizate în scop electoral o perioadă mult mai îndelungată. Și putem să spunem chiar că utilizarea acestora începe imediat după ce a fost anunțată oficial ziua în care vor fi desfășurate alegerile. O altă problemă identificată este faptul că suspendarea funcției publice la momentul înregistrării suspendarea funcției publice este prevăzută pentru momentul în care candidatul a fost înregistrat în cursa electorală. Din experiența Promolex însă, s-a constatat că în cazul în care candidații trebuie să colecteze semnături pentru susținerea acestora și în campanie, în cazul în care ei dețin funcții publice, aceștia au posibilitatea să beneficieze de funcția respectivă pentru a-și promova candidatura. Și o ultimă problemă constatată ar fi lipsa reglementării activităților publice care pot fi calificate de drept promovare electorală în cazul în care în cursa electorală s-au înscris președintele statului, președintele Parlamentului și prim-ministru. Adică ceea ce am remarcat este faptul că persoanele respective nu sunt obligate să-și suspende activitatea. Prin urmare, ei își desfășoară activitatea în continuare în timpul campaniei electorale și aici, prin prezența acestora la diverse evenimente publice, de asemenea pot să-și promoveze candidatura și nu este clar reglementat ce tipuri de activități publice pot aceștia desfășura în timpul campaniei, astfel încât acestea să nu fie calificate drept utilizarea abuzivă a resurselor administrative. În cadrul codului contravențional s-a remarcat că, ca și în cazul codului electoral, lipsește o noțiune clară a resurselor administrative. De asemenea, acestea sunt restricționarea utilizării resurselor administrative este prevăzută doar pentru perioada campaniei electorale.
O altă problemă identificată este faptul că nu sunt prevăzute sancțiuni contravenționale pentru persoanele publice și de demnitate publică în cazul în care acestea au admis utilizarea abuzivă a resurselor administrative în scop de promovare electorală. Adică pentru persoanele respective nu există sancțiuni în cazul în care ei au admis utilizarea resurselor administrative. Și o ultimă problemă identificată este faptul că, în opinia noastră, sancțiunile contravenționale stabilite pentru cazurile de utilizare abuzivă a resurselor administrative în scop electoral nu sunt proporționale și disuasive, acestea urmând a fi majorate. În cazul codului penal, ceea ce am remarcat este, în principiu, ceea ce a fost și la codul electoral și codul contravențional, și anume că, cu toate că se face referință la utilizarea resurselor administrative, lipsește definiția clară a acestora și este interzisă utilizarea abuzivă a acestora doar strict pentru campania electorală. În baza observațiilor efectuate, am elaborat și recomandări concrete pentru remedierea situației. În cazul codului electoral, în primul rând am recomandat modificarea noțiunii de perioadă electorală în scopul extinderii perioadei respective. Și anume, aceasta urmând să cuprindă sau să înceapă imediat în ziua aducerii la cunoștință publică a datei desfășurării alegerilor, și să se încheie în ziua în care rezultatul alegerilor au fost confirmate de către organele competente. În cazul respectiv, va fi clar care este perioada concretă de desfășurare a activităților în scop de promovare electorală. De asemenea, am recomandat definirea explicită și exhaustivă a resurselor administrative prin preluarea noțiunii definite de Comisia de la Veneția și OSCE, care cuprinde absolut toate aspectele ce țin de resursele administrative și utilizarea abuzivă a acestora. O altă recomandare este necesitatea stabilirii ca termen de suspendare a activității în funcție la data în care candidatul a fost desemnat oficial de către grupul de inițiativă sau organul puternicit al partidului politic, în cazul în care este necesară colectarea semnăturilor de subscripție. Adică nu la momentul în care candidatul a fost înregistrat, dar la momentul în care acesta a fost desemnat oficial. De asemenea, am recomandat suplinirea listei persoanelor care cad sub incidența obligațiunii de suspendare a activității cu funcția de secretar de stat și secretar general. Ori la moment, funcțiile respective nu sunt prevăzute ca obligație de a-și suspenda activitatea în cazul în care ei sunt desemnați drept candidați în cursa electorală. Și o ultimă recomandare pentru codul electoral ar fi extinderea perioadei în care este interzisă utilizarea abuzivă a resurselor administrative pentru întreaga perioadă electorală, adică nu doar pentru perioada campaniei, astfel cum este prevăzut la moment. În cazul codului contravențional, sunt mai puține recomandări, și dintre care două, cel puțin, sunt comune cu cele de la codul electoral, și anume, prima ar fi faptul că utilizarea abuzivă a resurselor administrative urmează a fi extinsă pentru întreaga perioadă electorală și nu doar pentru campania electorală. Și a doua, comună cu cea de la codul electoral, este definirea explicită și exhaustivă a resurselor administrative prin preluarea definiției oferite de Comisia de la Veneția și OSCE. O recomandare strict pentru codul contravențional
este necesitatea includerii persoanelor publice și persoanelor de demnitate publică ca subiecție contravenției pentru utilizarea ilicită a resurselor administrative. De asemenea, am recomandat și majorarea sancțiunilor contravenționale pentru cazurile de utilizare ilicită a resurselor administrative în sensul asigurării caracterului proporțional și disuasiv al acestora. Pentru codul penal sunt două recomandări comune cu recomandările înaintate pentru codul contravențional și codul electoral, și anume faptul că utilizarea abuzivă a resurselor administrative urmează a fi extinsă pentru întreaga perioadă electorală și nu doar pentru campanie, și este necesară definirea explicită a resurselor administrative și în cadrul codului penal. Acestea au fost toate constatările și recomandările cu referire la utilizarea resurselor administrative și, în continuare, colega mea, Mihaela Duca, va prezenta cel de-al doilea document. Mulțumesc! Bună ziua! Mie îmi spune Mihaela Duca Anghelici și eu voi prezenta următorul document de politici, lipsa unui mecanism clar de anulare a înregistrării concurențelor electorale în cadrul alegerilor prezidențiale în baza prevederilor articolul 75 alineat 5 cod electoral. Sancțiunea de anulare a înregistrării concurenților electorali este cea mai gravă sancțiune electorală care poate fi aplicată în cadrul unui scrutin electoral. Din acest motiv, considerăm extrem de important ca acest mecanism să fie reglementat în mod clar, atât pentru concurenții electorali, cât și pentru organele implicate în acest proces. Ce presupune acest proces convențional, l-am divizat în câteva etape, și anume, aceste etape sunt următoarele. Sesizarea sau autosesizarea organului electoral privind încălcările concurentului electoral. O altă etapă ar fi examinarea de către organul electoral a sesizării, contestației și emiterea unei hotărâri prin care solicită anularea înregistrării concurentului electoral. O altă etapă ar fi examinarea cererii de către instanța de judecată și emiterea unei hotărâri prin care se constată încălcarea și se dispune anularea înregistrării concurentului electoral. Iar la final, în cazul în care deja a fost emisă decizia privind buletinul de vot, ar urma să fie modificat acesta sau să fie dispus aplicarea ștampilei retras pe buletinul de vot. Ca să reamintesc încălcările pentru care se aplică anularea înregistrării concurentului electoral, acestea sunt trei încălcări ale finanțării campaniei electorale, și anume folosirea de către concurentul electoral a fondurilor financiare și materiale nedeclarate, depășirea cheltuielilor peste plafonul mijloacelor din fondul electoral și utilizarea de către concurentul electoral a mijloacelor financiare din străinătate. Totodată, pe lângă aceste încălcări ale finanțării campaniei electorale, mai sunt și alte două încălcări: nesuspendarea din funcție de către candidatul care are această obligație și implicarea de către concurentul electoral sub orice formă a persoanelor care nu sunt cetățenii Republicii Moldova în campania electorală. De-a lungul istoriei au fost mai multe cazuri de anulare a înregistrării concurenților electorali, dintre cele care au ajuns să fie examinate inclusiv de Curtea Supremă de Justiție. Menționăm că sunt cel puțin 5 cazuri, și anume anularea înregistrării Partidului Politic Patria din 2014, anularea înregistrării candidatului independent la funcție de primar și consilier Antoci Aurel în cadrul alegerilor locale generale din 2015, anularea înregistrării Inii Popie în cadrul alegerilor prezidențiale din 2016, a Reginei Apostolova de la Partidul Politic Șor în cadrul alegerilor locale Noi Chișinău 2018 și Vitalie Balinski
partidul politic Șor, în cadrul alegerilor parlamentare noi, circumscripția Hâncești, în primăvara anului 2020. În cadrul alegerilor prezidențiale din 2020 au fost cel puțin 8 contestații sau 40% din contestațiile depuse vizau solicitarea de anulare a registrării concurenților electorali. La fel au fost depuse și 8 sesizări în adresa Comisiei Electorale Centrale, prin care se solicita anularea registrării concurenților electorali. Care este problema cu acest mecanism? Deci, în primul rând, problema pornește de la neaducerea în concordanță a modificărilor legislative și normative efectuate de-a lungul timpului. Până oară în 2015 a fost modificat codul electoral și a fost prevăzut că examinarea contestațiilor privind finanțarea campaniilor electorale nu se supune termenilor de prescripție instituite. Am spus ceva mai devreme că încălcările pentru care se aplică anularea registrării concurenților electorali conține cel puțin 3 încălcări, sau mai bine zis, conține 3 încălcări ale finanțării campaniilor electorale. Prin urmare, ar putea să existe situația în care, deși organul electoral a fost sesizat în timpul campaniei electorale sau până în ziua alegerilor, organul electoral ar putea să se expună asupra acestora deja după ziua alegerilor, ceea ce deja nu ar avea efectul necesar. Totodată, în anul 2017, a fost modificat modul de contestare a acțiunilor în acțiunilor concurenților electorali, de la contestarea la organele electorale, la contestarea în instanțele de judecată. În același timp, pentru ca să fie aplicată sancțiunea de anulare a înregistrării concurenților electorali, cei care contestă urmează să se adreseze Comisiei Electorale Centrale sau Consiliul Electoral de Circumscripție Electorală, pentru că doar acesta are competența de a solicita instanței de judecată anularea înregistrării unui concurent electoral. Prin urmare, se atestă o incertitudine juridică. Totodată, în 2019 a intrat în vigoare codul administrativ, iar ulterior voi intra în ceva mai multe detalii pe acest aspect. În plus, aplicarea diferențiată a prevederilor legale s-a datorat și interpretărilor neuniforme a contestațiilor, sesizărilor efectuate de organele electorale și instanțele de judecată. La fel, considerăm că și denumirea sancțiunii, cea de anulare a înregistrării concurenților electorali, nu este proprie conceptului și efectelor prevăzute de legiuitor. Considerăm noi că anularea înregistrării concurentului electoral ar putea fi aplicată în cazul când înregistrarea a fost afectată de vicii sau când concurentul nu mai întrunește condițiile legale, de exemplu, cele privind respectarea cotei de gen în cazul alegerilor locale sau alegerilor parlamentare. În același timp, pentru încălcările prevăzute la articolul 65 alineat 5, considerăm noi că o denumire proprie ar fi excluderea sau descalificarea din scrutinul electoral a concurentului electoral. Care sunt efectele unui mecanism eficient de anulare a registrării concurenților electorali? Deci, în primul rând, nesancționarea efectivă a persoanelor responsabile de încălcarea gravă a normelor electorale. Totodată, prin existența unui mecanism defectuos, ar fi încurajați concurențele electorale să continue un comportament ilicit. La fel, în privința concurenților electorali care urmează cu exactitate prevederile legale, aceștia ar fi puși în condiții inegale. Totodată, acest mecanism defectuos ar putea duce la influențarea în mod esențial a rezultatelor alegerilor și punerea în pericol recunoașterea legalității acestora. Și ca un efect indirect și pe termen lung, ar urma să fie pierderea încrederii atât a alegătorilor, cât și a concurenților față de organele electorale și procesul electoral. Principalele concluzii pentru etapa de sesizare sau autosesizare a organului electoral și admisibilitatea contestației sunt următoarele. Deci, organele electorale dispun de suficiente instrumente și mecanisme pentru a se autosesiza, inclusiv să declanșeze procedura de anulare a înregistrării concurenților electorali, dacă există temeiuri rezonabile. Menționez că, de exemplu, în cazul verificării rapoartelor de finanțare a campaniilor electorale,
organele electorale ar putea să identifice anumite încălcări care ar putea să ducă la anularea înregistrării concurenților electorali. Până în prezent, însă, nu a fost niciun caz în care organele electorale să se autosesizeze și să declanșeze procedura de anulare a înregistrării vreunui concurent electoral. Totodată, în cazul în care sesizarea este depusă de instituțiile de stat și organele de drept, considerăm noi că în privința concurenților electorali trebuie să se respecte principiul legalității și egalității tuturor concurenților electorali în fața legii. Reamintim că în 2014 sesizarea privind anularea registrării Partidului Politic Patria a fost depusă de către Inspectoratul General al Poliției, iar Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat încălcarea articolului 3 din cadrul protocolului 1 și a constatat ingerința în drepturile electorale a concurentului electoral. La fel considerăm noi că organele electorale trebuie să evite cazurile în care refuză examinarea contestației din cauza unor condiții de forme excesive sau care nu sunt prevăzute de codul electoral. Ori acestea, în cazul în care totuși sunt depuse în lipsa anumitor sau cu nerespectarea anumitor condiții de forme, acestea pot servi cel puțin în calitate de declanșator al procedurii de autosesizare. Menționăm că în cadrul alegerilor prezidențiale, un număr impunător de contestații și sesizări nu au fost admise sau au fost declarate inadmisibile. În ce privește etapa de examinare de către organele electorale a sesizării sau contestației, considerăm noi că trebuie elucidate clar competența și rolul organului electoral în acest proces. Credem noi că, reieșind din prevederile codului electoral, competența și rolul organului electoral este de a verifica circumstanțele invocate de contestatar, ulterior, după caz, de a solicita concursul altor organe pentru confirmarea sau infirmarea celor invocate, inclusiv cu administrarea probelor. Menționăm că în cazul a cel puțin 4 cazuri de anulare a registrării concurenților electorali, dintre cele prezentate de mine ceva mai devreme, a fost implicat într-o măsură oarecare și poliția, inclusiv pentru verificarea anumitor informații sau pentru administrarea probelor în acest caz. O altă competență a organului electoral este ca în cazul existenței temeiurilor rezonabile să se adreseze instanței de judecată cu solicitarea de anulare a registrării concurenților electorali prin emiterea unei hotărâri. Totodată, deși competența de constatare a încălcărilor articol 75 alineat 5 cod electoral aparține instanței de judecată, credem că Comisia Electorală Centrală, ca și organ de supraveghere și control a finanțelor, nu ar putea să se abține de la constatarea încălcărilor legate de finanțarea campaniei electorale. Și în acest sens considerăm că legiuitorul ar trebui să intervină pe acest aspect și să reglementeze în mod clar cui aparține această competență de constatare a încălcărilor de finanțare a campaniilor electorale, inclusiv în contextul anulării înregistrării concurenților electorale. În ce privește examinarea de către organele electorale a sesizării sau contestației sau atribuțiile, inclusiv atribuțiile organelor de drept și instituțiilor publice, considerăm că și acestea trebuie stipulate în mod clar. Noi credem că competențele organelor de drept și instituțiilor publice trebuie să se limiteze la aducerea la cunoștință organului electoral a circumstanțelor și faptelor în posesia cărora a intrat și care ar putea să influențeze înregistrarea sau anularea înregistrării concurentului electoral. La fel, prezentarea probelor pe care le dețin în legătură cu cauza sesizată și acordarea suportului necesar organului electoral în vederea elucidării circumstanțelor relevante cazului. Totodată, credem noi că organele de drept și instituțiile publice trebuie să se abțină de la efectuarea constatărilor pe marginea articolului 75 alineat 5 cod electoral. Oricum am spus mai devreme, aceasta este dată în competența exclusivă a instanței de judecată. În ce privește etapa de examinare de către instanța de judecată a solicitării de anulare a înregistrării concurentului electoral, constatăm că există o coliziune a normelor legale, și anume, codul electoral prevede că organul electoral se adresează
instanței de judecată cu cererea de anulare a registrării concurenților electoral. În același timp, codul administrativ prevede că părât în contencios administrativ poate apărea doar autoritatea publică. Prin urmare, se constată o situație în care două legi organice prevăd norme contradictorii. De la aprobarea codului administrativ din primăvara anului 2019, au existat câteva cazuri în care instanțele de judecată s-au pronunțat. Aici este relevant practica judiciară a Curții de Apel Chișinău din cadrul alegerilor locale generale din 2019, care s-a pronunțat și a expus că sancțiunea de anulare a registrării concurentului electoral trebuia aplicată de Consiliul Electoral de Circumscripție Electorală și nu de instanța de fond și doar în cazul contestării sancțiunii aplicate de Consiliul Electoral de Circumscripție Electorală urma să se expună instanța. Prin urmare, prin practica judiciară a Curții de Apel, practic s-a schimbat mecanismul de anulare a registrării concurentului electoral. Este evident că a fost luat în considerație că codul administrativ a fost aprobat, este o lege nouă în raport cu codul electoral și a fost aprobat ulterior, din acest motiv interpretându-se în acest fel aceste norme. Totodată, prin proiectul de lege numărul 263 din 19 iunie 2020, care se află în examinare în Parlament, se propune atribuirea competenței integrale de aplicare a sancțiunii organului electoral care a înregistrat concurentul electoral. Prin acest proiect, de fapt, se atribuie Comisiei Electorale Centrale sau Consiliul Electoral de Circumscripție Electorală competența de a decide anularea înregistrării concurentului electoral sau respingerea contestației sau sesizării. Și doar ulterior, în cazul contestării în instanța de judecată, ar urma ca instanța de judecată să se pronunțe asupra legalității hotărârii organului electoral. Deci, prin proiectul de lege numărul 263 din 19 iunie 2020, se propune aceeași soluție care, de fapt, a fost interpretarea și a Curții de Apel Chișinău în cadrul alegerilor locale din 2019. Totuși, Comisia de la Veneția și OSCE ODIR, în opinia sa asupra acestui proiect de lege, au exprimat îngrijorarea că proiectul de lege permite anularea registrării concurentului electoral de către organul electoral și menționează că dacă anularea registrării a fost decisă înainte de ziua alegerilor, este puțin probabil ca o decizie de apel să aibă loc la timp pentru ca candidatul, partidul, să fie în măsură să concureze corect. Noi împărtășim îngrijorarea Comisiei de la Veneția și a OSCE-ODIR și considerăm că examinarea contestațiilor privind acțiunile inacțiunile concurentului electoral și examinarea cererii de anulare a registrării concurentului electoral trebuie să se desfășoare în altă procedură decât cea a contenciosului administrativ. Motivele pentru care optăm pentru păstrarea competenței instanței de judecată de constatarea încălcării și anularea înregistrării concurenților electorali în defavoarea atribuirii competenței integrale de anulare a înregistrării organului electoral sunt următoarele. Deciziile organelor electorale ar putea fi motivate de interesul politic, ori reamintim că membrii Comisiei Electorale Centrale, 8 membri ai acestei comisii, sunt numite de către partidele parlamentare. În același timp, circa 70-80% din membrii Consiliilor Electorale Circumscripție sunt numiți la fel de către partidele parlamentare. La fel, un alt motiv este că organele electorale inferioare ar putea să nu aibă experiența și calificarea necesară pentru ca să dispună în mod corect și profesionist asupra încălcării și asupra anulării înregistrării concurenților electorale. La fel, ar putea fi dificil să se ajungă la un consens decizional, deoarece atât Comisia Electorală Centrală cât și Consiliul Electoral de Circumscripție sunt organe colegiale. Totodată, credem noi că părțile litigiului de anulare a registrării concurentului electoral trebuie să fie aceleași, iar în cazul în care anularea registrării concurenților electorali ar urma să fie dispusă de către organul electoral, în fața organului electoral ar apărea doi concurenți electorali, iar în fața instanței de judecată ar apărea un concurent electoral și organ electoral. Totodată, procedura de contencios administrativ
instituită în codul administrativ este una complexă și presupune respectarea unor condiții de formă care sunt corespunzătoare termenilor generale instituite, însă considerăm noi că sunt excesive în raport cu litigiile electorale. Din acest motiv, reiterez că noi optăm pentru păstrarea competenței instanței de judecată de constatare a încălcării și anularea înregistrării concurenților electorali, în defavoarea atribuirii competenței integrale de anulare a înregistrării organului electoral. Urmarea celor concluzionate, facem următoarele recomandări în adresa Parlamentului care are competența de a modifica codul electoral. Deci, în primul rând, recomandăm modificarea noțiunii de contestație de la articolul 1, după cum urmează, ca și contestație urmează a fi înțelesă orice cerere sau sesizare prin care se invocă încălcarea prevederilor electorale. La fel, recomandăm completarea articolului 71, cod electoral, cu un alineat nou, în care să fie menționat că contestațiile care invocă una din încălcările prevăzute la articolul 75, alineat 5, se depun la organul electoral care a înregistrat concurentul electoral. Totodată, recomandăm modificarea articolului 71, alineat 6, prin înlocuirea propoziției a doua cu următorul text, examinarea contestațiilor sau sesizărilor privind finanțarea campaniilor electorale depuse în afara perioadei electorale nu se supune termenelor de prescripție prevăzute la articolul 72-74 cod electoral. O altă recomandare este modificarea articolului 75, alineat 2, litera E, alineat 5-6, prin înlocuirea sintagmei anularea înregistrării cu textul excluderea de scrutinul electoral la toate formele gramaticale. Alte recomandare vizează modificarea prevederilor articolului 75, alineat 5, prin includerea la litera A și B, la finala următorului text. În cazul alegerilor locale, sancțiunea de excludere din scrutinul electoral se aplică candidatului care a admis încălcarea. La fel, recomandăm includerea în codul electoral a prevederilor privind procedura de examinare de către instanțele de judecată a cauzelor electorale în care se solicită excluderea concurentului electoral din scrutinul electoral. Și o ultimă recomandare ar fi în adresa Comisiei Electorale Centrale, și anume modificarea regulamentului privind procedura de examinare și soluționarea contestațiilor, prin includerea expresă a atribuțiilor organului electoral în cazul contestațiilor sau sesizărilor care invocă temeiul la articolul 75, alineat 5, cod electoral. Deci, principalul scop al documentelor elaborate de către Promolex este cel de a fi promovat concluziile și recomandările către organele electorale, către Parlamentul Republicii Moldova pentru operarea modificărilor normative și legislative. Printre principalele activități de promovare, ne propunem să transmitem documentele de politici către Parlamentul Republicii Moldova cu solicitarea ca deputații să examineze oportunitatea inițierii procesului legislativ pentru modificarea codului electoral și a legislației conexe cu scopul de a asigura soluționarea problemelor identificate de către noi. La fel, vom expedia documentele de politici către Comisia Electorală Centrală și alte autorități publice relevante cu solicitarea ca, în limitele atribuțiilor deținute, acestea să implementeze recomandările Promolex care nu presupun modificarea cadrului legal. De asemenea, dacă autoritatea consideră oportun, poate promova recomandările Promolex în fața Parlamentului. Alte activități de promovare se propune elaborarea unui apel comun cu alte asociații obștești din domeniu privind urgentarea inițierii procesului legislativ pentru modificarea codului electoral și a legislației conexe pe baza recomandărilor care este necesar și care pot fi implementate în timpul apropiat. Vor fi promovate concluziile și recomandările principale ale documentelor de politici, inclusiv pe rețele de socializare și prin organizarea conferinței de presă, identificarea și participarea la emisiuni radio și TV. Noi vă mulțumim pentru atenție și, la final, mulțumim în mod repetat finanțatorilor pentru suportul oferit de către Fundația Soros Moldova și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internațională, care au contribuit financiar
la elaborarea acestor documente de politici. Vă mulțumim!